Prezent. Claudiu Bibiu-Lanzuță. Prezent. Adrian Bogdan. Prezent. Laura Sorina Răzuteanu. Prezent. Mihai Adrian Imbrea. Prezent. Aurel Popuț. Prezent. Nicoleta Carmen Imbrea. Prezent. Aloiz Gabor. Prezent. Daniel Balan. Prezent. Daniela Lazăr. Prezent. Daniela Antălos. Prezent. Doamna președinte, prezență unanimitate. Se demara toate proiectele de ordine de zi, inclusiv cele propuse, inclusiv cel propus suplimentar, sunt însoțite de alături consultative ale proiectelor de specialitate. Se demara. Bună ziua, invitație. În temeiul dispozițiilor articolului 134, aliniatul 1, litera A, aliniatul 2 și aliniatul 6 din OUG, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, sunteți invitați să participați cu prezență fizică la ședința extraordinară a Consiliului Local Mirceș, care va avea loc în data de 25.03.2023 la sediul Cămin Cultural Mirceș, începând cu orele 17. Alăturat, anexăm proiectul ordinei de zi a ședinței, proiectele de hotărâre, precum și materialele din susținerea proiectelor de hotărâre. Materialele de ședințe sunt înaintate prin e-mail la solicitarea în format tipărit, ridicate la sediul primăriei, vor fi înaintate tuturor comisiilor de specialitate și Consiliul Local. Proiectul ordinei de zi. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal din ședința ordinară a Consiliului Local din 14 ianuarie 2023, a procesului verbal din ședința extraordinară a Consiliului Local din 20 ianuarie 2023 și a procesului verbal din ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2023. Proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului George Eugen din partea Partidului Național Liberal și vacantarea mandatului de consilier local propus de domnul primar Bălteanu Leon. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate a întocmirii proiectului tehnic și achiziție pentru serviciile de consultanță în vederea implementării obiectivului de investiții, modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Mirceș, județul Iași, propus de domnul primar Bălteanu Leon. Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru proiectul de investiții, înființarea grădiniță în Comuna Mirceș, județul Iași, propus de domnul primar Bălteanu Leon. Proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate a întocmirii proiectului tehnic și achiziție servicii de consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea drumurilor de interes local în satul Mirceș și satul Iugani, Comuna Mirceș și județul Iași, propus de domnul primar Bălteanu Leon. Proiectul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate a întocmirii proiectului tehnic și achiziție pentru serviciile de consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare străzi în Comuna Mirceș și județul Iași, propus de domnul primar Bălteanu Leon. Proiectul numărul 7. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venite și cheltuieli a Comunii Mirceș pe trimestrul 4 anul 2023 și actualizarea listei de investiții și a planului anual de achiziții publice propus de domnul primar Bălteanu Leon. Supunem la vot proiectul în ordine de zi. Cine este pentru? Unanimitate, da? Da. Suplimentăm proiectul ordinei de zi. Da, așa cum am informat și v-au fost transmise toate mijloacele de comunicare pe internet, WhatsApp, mail. Am primit săptămâna trecută, vineri, am primit solicitarea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru sediul administrativ nou, proiect depus la CNI. Și am demarat cu rapiditate pentru a suplimenta ordinea de zi cu acest proiect de aprobare a documentației tehnico-economice pentru investiția sediului administrativ nou. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect. Înainte de toate, aș vrea ca toți să
luăm și să facem, adică să avem toți un moment de plăcere în memoria colegului nostru, care a fost consiliul. Dumnezeu să-l ierte. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal din ședința extraordinară a Consiliului Local din 14 ianuarie 2023, a procesului verbal din ședința extraordinară. Nu am niciunul din procesul verbal care le-am amendat la materialele din ședință. Nu au fost înregistrate obiecții sau, știu eu, solicitări de completare. De urmare, vreau să le supuneți teren la comandă Consiliului Local. Deci, pentru din procesul de toate, trebuie în partea nouă. Dar și pe ce nu am punem la vot procesul verbal din data de 14 ianuarie 2023. Cine este pentru? Șase pentru. Împotrivă? Împotrivă? Abține? Șase. Supunem la vot procesul verbal din data de 20 ianuarie 2023. Cine este pentru? 6 pentru. Abține? 6. Supunem la vot procesul verbal din data de 26.09.2023. Cine este pentru? Abține? 6. Dăm cuvântul domnului primar. La proiectul de hotărâre numărul 3, 2, scuzați, proiectul de hotărâre numărul 2, privind încetarea, constatarea încetării drept a mandatului de consilier local, asta se aduce la cunoștință, nu se supune la vot. De aceea putem să trecem la proiectul de hotărâre numărul 3. Deci, el a fost întocmit un referat constatator, semnat de primar și secretarul, soțit de acte justificative, mai precis, este vorba de certificatul de deces, iar potrivit ordinului 25 din 2021, hotărârile privind încetarea mandatelor, încetarea de drept a mandatelor în cazul demisiei, decesului sau schimbării domiciliului în altă unitate administrativ teritorială nu se supune la vot, ci este doar o hotărâre, se adoptă o hotărâre în vederea validării supleantului sau declarării vacante a postului ocupat de cel care face obiectul hotărârii. Deci, cu alte cuvinte, ea o să fie. Trebuie să aduc doar la cunoștința consilierului, declară vacant. Fără a fi supus la vot, așa, prevede legislația. 3. La proiectul de hotărâre cu privire la modernizarea sistemului de iluminare public în comuna Mircești, vă fac cunoscut că se deschide pe ASM a venit de finanțare, iar, după cum știți, proiectul de au fost schimbat o parte din lămpile vechi cu cele noi, mult mai bune din punct de vedere al consumului de energie. Iar, dacă ați văzut acolo și
astfel de conflict. Plata se face pentru studiul de fezabilitate și radiul, documentația pentru avizare, după aprobarea finanțării. Deci nu plătim nimic înainte. Aveți să... Deci să înțelegem că sunt cheltuieli eligibili sau cheltuieli neeligibili la acest proiect? Cheltuieli cu privire la studiul de fezabilitate și documentația tehnică de avizare, aici sunt și consultanța. Și consultanța, nu, dar doar la partea asta de studiul de fezabilitate și documentație pentru avizare, aici este plătită de primărie, restul este, chiar și consultanța, este eligibilă în proiect. Deci suma care trebuie să o plătim noi, am discutat cu ei, este doar asta de 4.500 de lei fără TVA, care cuprinde tot, dar este plătibilă doar după ce se aprobă proiectul la finanțare. În ce constă proiectul respectiv, având în vedere că în Comuna Mircești sunt deja aproximativ 800 de lămpi de iluminat tip LED, eficientizarea economică? După cum știți, dumneavoastră, ați avut un proiect tot de schimbare și de suplimentare a lămpilor tip LED. Nu de schimbare, de suplimentare. Și schimbare. Nu, schimbare. Nu a fost schimbare. Nu există termenul schimbare în niciunul dintre proiectele existente, inclusiv cel care a fost finanțat 100% de Comuna Mircești, sau cel care este finanțat prin AFM. Deci cel care a fost finanțat prin AFM a avut 336 sau 338 de lămpi, în care s-au încercat completarea lămpilor pe fiecare stâlp de iluminat public. În principiu, eu aveam în intenție să înlocuiesc zonele centrale cu lămpile tip nou, cele noi primite prin proiectul cu AFM și celelalte în străzile lăturalnice prin completarea stâlpilor unde nu exista. Dar având în vedere că nu m-a întrebat nimeni, acum încerc să aflu efectiv câte lămpi mai sunt necesare și câți stâlpi nu au lămpi pentru Comuna Mercești. Adică toți mai lung lămpi. Haideți să văd. Toți stâlpii au vecuri și au de iluminat, da? În 2017, când ați demarat primul proiect atunci cu înlocuirea lămpilor vechi, da? Atunci s-au pus niște lămpi mai slabe. Nu mai slabe, erau lămpile de generația respectivă. Da, nu erau mai slabe. Ok, da, au trecut 5 ani de zile, de asta au venit, mi-au prezentat o lampă românească făcută la noi cu toate caracteristicile, le-am arătat o lampă de-a noastră cu toate caracteristicile, deja sunt mult, mult peste, consum foarte, foarte mic, de 10% din ceea ce consum în cele schimbate în 2017, deja sunt 8 ani de zile, iar eu zic că pentru 45.000 de lei care plăterea care trebuie să dăm, să înlocuim toate lămpile care sunt în comunitate, eu cred că este benefic, din punctul meu de vedere. Acum dumneavoastră hotărâți, asta mi s-a prezentat, asta vă prezint și dumneavoastră. Iar cu privire la lămpile care s-au pus pe proiectul care l-am început, care l-am preluat și l-am finalizat, vă spun, și domnul viceprimar vă poate confirma, că s-au schimbat foarte multe din lămpile care au fost puse de către vechea administrație. Și mai nou, ca să vă completez, în proiectul care s-a făcut, au existat foarte multe probleme, pentru că erau puși stâlpi și au trebuit să reconfigurez toată proiectarea cum ar veni, pentru că erau stâlpi unde nu existau nici măcar poliția de stâlpi de curent, nici de iluminat, mai zic.
mai ales fost strada, vă dau un exemplu, strada Orizontului, erau trecute vreo 20 ceva de lămpi, iar dacă stăm și mergem, vedem mai mult de 10 stări care s-au mai experimentat acum, acum câțiva, dar nu există 20 de stări. Dar erau trecuți pe strada Orizontului, erau trecuți vreo 20 ceva de lămpi. Că trebuie să reconfigurez, doar de asta ne deschis prima oară ISC-ul când revenim în control la proiectul urban, o trebuie să reconfigurez și să reproiectez instalația proiectului de iluminat pentru ca să fie aprobat de către ISC. Dacă este ceva pentru comunitate, de ce sunt cândi acolo? Și dați seama, era vreodat lampa veche, noi nu avem informația și ne-am confruntat cu răspunsul domnului primar, nu că nu suntem de acord. Trebuia să fim informați, nu? Mai sunt pe strada Luminii, sunt și aici, avem stări care putem să suplimentăm acolo unde nu este iluminat public. De exemplu, putem pune pe strada Victoriei de la colț de acolo, de la Moara, încoace spre, ca să iluminăm urea de Europeană să vadă intersecția mai bine, nu? Mai putem să suplimentăm aici la Mice, unde nu mai avem, nu mai avem iluminat pe strada, putem suplimentăm. Lămpi mai avem, cum a fost schimbate, mai avem peste 100 și ceva de lămpi, nu sunt în gestiunea noastră, care au fost schimbate și sunt funcționale, le-am verificat. Deci, na, ar fi benefic ca să acoperim toată comuna, apoi elimina strada. Supunem la vot proiectul numărul 3, cine este pentru? Ordonanța 47 și restul de executat. După cum știți, ați suplimentat la începutul anului cu 300.000 ca să-l ajutăm pe constructor să finalizeze. În proporție de 90% este finalizat acolo, trebuie să mai facă parcarea și mici retușuri. Și după ce am asigurat și cu gardul că va fi finalizat până la sfârșitul anului, sper să dăm în folosință. Este necesară acum actualizarea prețurilor conform ordonanței 47 și a creșterilor conform indicilor de calcul INS care ne dă din care se calculează valoarea materialelor. Așa, iar suplimentar de la bugetul local sunt cred că vreo 470.000 care sunt acoperiți cred că la munchii din bugetul local pentru finalizarea investiției. Avem devizul general, investiția a ajuns la 2.030.000, din care 1.554 sunt asigurați de către stat, 476 la bugetul local. Anul trecut n-am plătit absolut nimic, anul acesta am ajuns aproape la suma aceasta, din care o sumă măricită, dar nici nu cred că era de lăsat această investiție, pentru că condirea cu comunității au nevoie de condiții mai bune de învățare. Ca să vă zic la momentul actual, am fost un calcul de cam 10.000, da? Am decontat la momentul actual. În 2022 s-au decontat la Minister 490.000, aproximativ 490.000. În 2023 am decontat
972, din care am plătit de la bugetul local 300.000 cât am avut în buget. Mai avem de plătit din bugetul nostru local încă 92.000. Dar nu am luat în calcul ultimele facturi bine eligibile, pentru că este necesară hotărârea de Consiliul Local ca să putem acoperi. Avem sumele respective strânse în eligibil încă de la începutul anului, deci ceea ce decontăm acum cu ultima situație de lucrări e 172.000, 172.000 ar acoperi factura care mai avem de dat și încă celălalt din eligibile. Deci cumva, dacă va mai trebui ceva, un 10.000 de suplimentat, asta vom reveni cu... Până nu se face, până nu se finalizează, să vedem și situațiile dirigenților de șantier sau dispozițiile de șantier care mai pot interveni, dar acolo sunt NR-uri și NCS-uri care pot reechilibra un pic situația, dar până nu se finalizează investiția 100%, nu avem de unde să știm. Tot ce v-am înaintat aici sunt, cred că sunt și facturi date de către constructor prin care ne arată cât costă cât au costat materialele acum și cât s-au pus în devizele inițiale. Eu am cerut o justificare clară, pentru că oricine a venit să controleze, nu de ce ați crescut. Când uitați aici, factura pe fier este atâta, în contractul inițial, în devizul inițial este atâta. Deci ca să venim cu justificare în această creștere a materialelor. Un cost final pentru această investiție în grădinița Iugani, la cât se ridică cheltuieli eligibile și neeligibile? Aveți devizul general, acolo îl aveți. În 2030. Deci, cu tot ordonanță și cu ordonanță. Bun, și în momentul de față, noi cât trebuie să mai suplimentăm față de cele 2030? La momentul de față, avem la rest de executat aici, adică mai 92.000. Da. 92.000. Plus facturile care nu sunt achitate de tot așa, în valoare de vreo 90.000. Deci avem de 190? 180.000. Am împreună. Împreună, da. 180.000. Și vă zic, ultima factură care e plătită din bugetul local, care se contează de minister, că e trimis la depon, este de 170 și ceva de mii. Deci ar mai bine de 8.000, dar nu pot să spun exact, pentru că, cum am zis mai devreme, mai sunt dispoziții și șantier. De NR-uri, NCS-uri, adică ce se adauze. Când se face, exact cum am făcut și la Cămin, când a venit la fire și a făcut recepția, au văzut, aveți 10 metri de gard, 198, 2 ani de jos. Aveți 10 priză, nu, 198, 2 de jos. Iar Johnny, constructorul de la... Așa am cerut și am solicitat și am și somat să mi-a achite diferența de bani care nu a fost decontată de trafic, adică au fost niște materiale care s-au... Nu aveți da, nu? Proiectul. Da, că trece vederea. Nu, sunt niște bani care trebuie să ne le întoarcă și ne-au dat asigură că o să ne le întoarcă, o să ne dea banii înapoi. Altfel va trebui să le executăm în instanță. Ca să înțeleagă și consilierii locali. Deci, la aprobarea bugetului în luna martie 2023, noi am alocat din bugetul local suma de 300.000 de lei, adică 3 miliarde, prin care, în momentul de față, să vinim cu proiect de hotărâri privind aprobarea suplimentării la prețurile actualizate. Deci, bani sunt pentru investiția respectivă. Așa este, domnul Brăan, nu? La momentul actual, sumele cam bat. Sumele care s-au aprobat din Consiliul Local, dar pentru ca să finalizăm și poate să poată fi decontate, este nevoie de hotărârea de Consiliul Local. Adică după am adus la urmă. Și prin hotărâre de dumneavoastră, ceea ce aprobați de vizuri și aveți acolo indicatorile, aia sunt aprobați dumneavoastră, nu puteți să faceți cheltuieli în plus sau în minus. Păi tocmai de asta. Atunci trebuie să reveniți cu din nou o nouă actualizare a cheltuielilor. Adică nu faceți alte cheltuieli decât cele de acolo. Ceea ce nu se aprobă de la bugetul asta, nu știu dacă prin hotărâre din Consiliul Local se poate aproba ca
din bugetul eligibil, dacă cineva reduce din asta, o să facă din nou exact cum s-a întâmplat și cu el alți, ca să ne solicitați banii înapoi. Sau dacă nu-i decontează, nu-i decontează. Dar nu puteți suplimenta cheltuieli eligibile cu bani de la bugetul local. Cheltuieli neeligibile suportate de către Consiliul Local, având în vedere sumele alocate în acolo sunt prevăzute sumele pe care trebuie să le aloc la bugetul local. Eu nu pot să aloc alte sume decât cele care sunt prevăzute acolo. Da. Eu am adus la cunoștință, domnul secretar, ceea ce nu știu dacă ați urmărit noastră, că noi deja am pus în bugetul local în martie 2023, în bugetul pe anul ăsta, am pus 3 miliarde de lei să existe ca să termine lucrarea. Aproximativ plus minus, cum spunea domnul primar. Există. 10.000 de lei care o să mai vină sau nu mai se încadrează în banii pe care aveți în plină, dacă nu o să mai rectificați la buget. Sau eu știu că nu o să mai nu, a făcut-o ca să am înțeles ceea ce doamna contabil i-am cerut o situație la zi și nu se înțelegea acolo situația și am explicat foarte clar cum. De asta și am stat cu constructorul pe el, am stat și l-am bătut la cap să-mi dea și argumente la creșterea aceasta. Și eu vin cu facturi și cu toate cele justificative pentru a se vedea clar de ce am crescut. Pentru că, vă zic, la începutul lucrării, s-a pus fier în fundație și în toată armătura, tot în beton acolo, s-a pus fier cât pentru un bloc. Așa au fost proiectat. Atunci era 2,50 lei fier. Era foarte ieftin atunci și o să fie rezistent. Vă dați seama. S-a crescut prețul. Da. Supunem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiectul numărul 5. Proiectul numărul 5. Modernizarea drumurilor de interes local. Pentru studii de fezabilitate și proiectul tehnic, la fel, v-am adus la cunoștință că voi veni cu un proiect de hotărâre pentru a întocmi un studiu de fezabilitate și documentație pentru avizare în vederea depunerii acestui proiect pe AFIR. Aici, pe AFIR se depun. De ce? Pentru că discutând mai mulți consultanți, am făcut un calcul, un punctaj și ne-am încadrat, poate în prima etapă, de asta nici am urgentat prea mult, dar în a doua etapă, cu siguranță, ne-am încadrat în finanțare, pentru că drumurile care intenționez să le modernizez sunt drumurile principale, acesta de aici, pentru că avem Cămin, Casele Alexandrei și ar primi punctaj. La fel, la Iugani avem biserică, școală și primim punctaj foarte bun. Deci ar veni, cum mă gândesc eu, sau cum, dacă dați și dumneavoastră câte un punct de vedere, ar veni un covor asfaltic, îndreptarea drumului, un covor asfaltic și amenajarea de rigole. Rigole și aici. Da, și aici și acolo. Da. Până la limita aici se merg la 2 lei drumul și să facă rigole stânga-dreapta sau cum se permite, în fine, proiectantul când o să vină și o să... Dacă din cadrul măsurile de bani putem să facem și amenajarea și partea cealaltă trotuar, așa, pentru că fiind un doar covor asfaltic, nu mai este necesar săpătură și făcut baza la asfalt. Și cum și altă peste DNE, nu faceți până la limita administrativ teritorială? Care DNE? Păi aici, la Iucana, principal. Aici, asta principal? Safarul. Nu trecem și dincolo de Doimbo? Vorba de Safarul. Doamne, covor, pește... Doamne, covor, asfalt. Era Sfânt Mateului, când nu mai deja... Deci 86. Deci 86. Deci 84 asta? 84, deci 86. Suntem în pe bănătul. 86, 84. Dar în orice caz, Safarul trebuie făcut măcar 4 km sau cât. Eu deja am fost hotărârea de Consiliul Local prin care noi avem un domeniu public tot asta și noi facem, poate obțineți punctajul inclusiv de la să ajungeți până la limita unității administrativ-teritoriale. Răchitele. Nu sunt noi facem legătură administrativă. Aici are numai 3 a predat UAT-ul Răchitele
diferența de la 6,2 cât a fost 6,195 km, o predat în 2004 când a fost împărțirea administrativ-teritorială a domeniului public și privat, a fost predat prin diferența de la 3,6, adică 2,6 km sunt ai lor. Eu nu am voie să administrez din teritoriul lor administrativ. Dar eu, noi, unitatea administrativ-teritorială... Și domnul primar de la regiune. Unitatea administrativ-teritorială, eu știu că noi nu avem și în partea aia la altă de drumul ăsta care da, trece da. La Iași. Există până în pantă. O 400 de metri. Prima pantă. 400, dar și nu fie asfaltat. Total, da, bineînțeles, e 2600 de metri. Problema este că aceste drumuri comunale DC84 și DC86 nu puteți obține punctaj din cauza că instituțiile publice, cu excepția școlii și căminului de la Iugani plus farmacie, care probabil că acolo are așa, nu mai avem și biserică. Aici la Mercești nu aveți niciun punctaj, nimic. În, de a obține la fier. Conform ghidului solicitantului, prin care spune că putem obține 20 de puncte dacă ne intersectăm cu gară, cu drum național, putem obține 15 puncte sau 2, dacă ne întâlnim cu un drum județean și așa mai departe. Deci noi oricum o să... În prima fază nu se poate prinde drumul ăsta. Nu se face în asta. Avem drumul București. Dar DG-208 nu pleacă de la Iugaj să duce la DG-85. Am deja prins acolo de DG și ai drum național. DG-208 râși și acolo e primul proiect în acest proiect, prim, și drumul de la Iugaj și drumul de la Mircești, ambele. Da, dar trebuie să înțelegeți că drumul județean, drumul comunal DC84, Mircești, Răchiteni, nu pornește de la intersecția cu drumul județean 208 ieri, pornește de la colțul muzeului. Deci nu se prinde punctaj că nu are intersecții cu drumul județean. Prinde punctaj că întâlnim cu un drum comunal sau drumul care vine de la cimitir, măsura 125, care este asfaltat de la doamna Chelăriță de acolo, dar nu prinde punctaj aici la noi. Prinde numai la Săboneni, la drumul mare, cum spunem noi, Iugăneni. Și atunci aici în față ce? Acolo vă întâlniți cu Elena Catargie. Nu, aici ce drum este? În fața căminului. În fața căminului este alt drum. Este drum separat, nu este drumul DC84. Nu a fost modernizat. Deci drumul DC84, când s-a modernizat în 2004, august, a pornit de la colț, de la Tălmăcel, până la Răchiteni. Deci nu a pornit din drumul județean. Și atunci ce drum este? Este altă calificare comunal. E drum comunal. Cum îl avem inventat trecut? Noi la străzi ridicate am aprobat și 20 de ani. Nu am fost capitetul ăsta de stradă care zice de la 208. El normal ar trebui acum cu ridicări din topul și cu măsurătorile toate să aduc modificări, să execute proiectul și să aduce modificare la pozițiile la care figurează înscris de C84A,
Pentru că ăsta deocamdată în hotărârea numărul 10, din cât îi rețin eu, deci nu au fost făcute modificări. Ori, când o să fie de aprobare atât a investiției, cât și a sau în urmare a ridicărilor top, o autorizație de construcție a procesului verbal de recepție, ea se introduce ca și drum comunal, ar trebui și consider că așa va fi, pentru că alminterea trebuie să introducem în cadrul străzilor, colțul ăsta de la biserică, de la DJ 208, până la Tălmăcel, până în prezent, eu nu am nicio adicare top. Este inclus într-un proiect în care, nu rețineți, dar s-o asfaltat separat când s-o prins amândouă parcări. Parcarea din față la Muzeul Alexandriei plus parcarea din față de la, de la Căminul Cultural, în 2016. Deci, și era un drum pe viață când nu avea un inventar. Ba da, este un inventar. Atunci cum s-o obținut și s-o finalizat asfaltarea acestui segment de drum? Nu știu, eu propun și mă gândesc că ar fi lucrat asta primăriei în 2016. Da, dar prin ce diferență a fost? Eu nu știu, diferență a fost la asfaltarea? Nu, din un sursă proprie. A, din bugetul local. Da, sursă proprie. Păi eu consider acum, pentru că n-am în 2016 trebuie făcută și introducerea acestui segment, deși el face o ridicare și o intabulare la drum de la DJ208R până la limita administrativ-teritorială Răchiteni și îl catalogăm și prin modificare, în prima hotărâre de atestare a domeniului, trebuie modificat poziția lungimii, că nici nu este lungimii, că se pune suprafață, că acum altfel se vede. Și nu bucata asta nu trebuia prins în inventar ca și fiind asfalt? Dar este prins în inventar. Dar bucățica asta, este cea de la Iulanie? Este prins în inventar. Asfaltat. Nu știu dacă e prins în inventar ca o asfaltare. Deci, la poziția 27 în inventar, vedeți că scrie drumul 84 Ambră, căminții de asfalt, lungimea 3,4 km, ci duce de la Mircești la Ursărești. La Ursărești, da. Deci, este de la colț de la muzeu până la între dealuri acolo la Ursărești. La Bucanal. Dar acum noi... Da, dar aici e tot drumul. Și cel de la Ursărești și Răchiteni. Până la primul canal, ca la Iugăneni, acolo. Dar când va veni vremea să fie introdus în domeniul public. Da, vedeți la poziția 32 din inventar. Mie mi-ați dat inventarul, la poziția 32. Da, nu știu cum. Da, dar e în teren parcare. Și parcare muzeu. Nu are treabă. Parcare muzeu. În suprafață de 529 metri pătrați, plus celălalt drum, cealaltă bucată de 2527 de metri pătrați. Păi da, e de aici în spate. Nu, e ăsta de aici, care trece prin față. Dar e suprafață 2524 metri pătrați? Pătrați aici. Nu. De aici, la colț, până la Tălmășești. La parcare muzeu, plus suprafața asta, care ține de 2527. Păi, nu pot să-mi dau seama. Nu, ceva, nu, e ăsta de aici, drumul ăsta de aici. Nu-i prins, suprafața. Nu-i terenul, este ăsta de aici. Care și valoare. Nu-i parcul, sigur. Nu, dar cum să faci parcul? Dar eu nu înțeleg asta. Nu, 2000
Deci el trebuie să fie... trebuie să fie parcul ăsta, din spatele parterului. E parcul ăla cu copaci. Bănuiesc. Nu știu, dar e de atunci. Eu propun asta, propun. Să reabilitat, să ridicare topul, în intabulare, în tot ceea ce este de făcut, prin să trec un drum de la DG la limita administrativ teritorială, reabilitarea să facă pe total. Dar fac de resurse, dar fac de drumul, tot drumul, să fac multe bucățele. Ar fi în cel mai rău. Și la producerea în domeniu, eventual o să lucrăm, să vedem acolo, eventual să radiem poziția sau nu știu ce, dacă găsesc drumul, dacă o să identific cum am făcut și la celelalte. Noi vedem la Patoșor, DJ 208 Iugani, lungime, 2245. Da, asta este ridicare topo făcută când s-a asfaltat. Da, și de asta mi se pare... din nou, cu studiu, cu tot ce trebuie. Asta mi se pare normal de la 32, să spunem, sunt două suprafețe, teren parcare în noi, două suprafețe de teren, nici e cum nu. Dar când face, dacă se apropie și răspac studiul de fezabilitate, nu o să urmăresc. O să vedem ce, exact și ce lungimea și exact unde care este inventat, unde se află. Nu, dar m-aș vrea și încă dată trebuie. La momentul în care investiția va fi obligatoriu, va fi introdus în domeniul public. Va fi introdus în domeniul public întreaga sumă. Întregul drum de la DG208R până la limita administrativ teritorială, iar ca propunere, eventual, că am văzut că se adaugă prin completarea de noi, dar eu trebuie să fac acolo modificarea poziției, pentru că drumul celălalt deja figurează în atestarea domeniului prin hotărâre din guvern. Și atunci, el oricum trebuie văzut cu metri pătrați, nici nu mai cap în discuții cu asta, plus cu valoare o să fie urmarea reabilitării, iar pentru poziția, în situația în care identificăm un segment de drum care era prins separat în inventar, vom revoca sau eu știu, vom apuca poziția respectivă. Va fi unic. Și adică să fie un drum unic. Asta este soluția din punct de vedere juridic, să spunem. Mai departe, dumneavoastră, de ce despre hotărâri din Consiliul Local? Că și punctajul s-o ține pe bază în ce constă drumul. Dacă este cu îmbrăcăminte din pământ, ai un punctaj mai superior. Dacă este deja cu asfalt, ai plecat cu minus la puntajul existent. Da, mă rog. De ce să merită încercare și ce vă spun că în prima... Nu puteam să punem puntajul maxim, pentru că în prima etapă nu avem cum să știm ce să analizează. Văd că sunt foarte puține proiecte care să primească puntajul maxim. Vă dați seama și scade baremul și atunci intrăm și noi. Am făcut toată situația, numărul de comercianți, numărul de instituții, numărul de... obiective să vă spunem, și încadrăm. După care am luat și mucești și am mai punctat și am pusat, pentru că avem și casa Alexandrie și piserică. Și că și caminul cultural. Bă, dați seama, oricum, cum ar fi și cum ar veni, la următoarul punct este tot proiectul de asfaltare și tot din sfârșirea sub de dezabilitate, din diferențare să pot găsi depuni de cernii, depuni de afiri, depuni, adică după la urmă, cum ar fi, cum ar fi, tot e bine de făcut aceste lucruri de stabilitate, pentru că nu te primești nimic la nicio finanțare, dacă nu avem niște termeni făcute. Da, exact. Oricum, dacă vine comisia și începe de la 2 lei, dă maxim de acolo. Depinde acum. Serios, am văzut dumneavoastră, ieri chiar suntem de râs acolo, cu intrarea. Adică din patrulea. Dar nu, tu ești cu pinsul și cu... De când ne-am spus. Serios? Așa e în casa acum, nu la Vincești. Am cerut legisare de pinsul să punem în găurile alea. Haideți să spun un pic, haideți să vă explic la toți. După mintea fiecare, după mintea fiecare. Că să spun, că să pun un sac de bitum, ca și la orice asfaltare. Nu, întâi pui un strat de bitum și apoi pui un strat de beton și apoi pui bitumul deasupra. El bitumul ăla lucrează la niște nimerii, da? Dacă tu faci 10 saci, tot
faptul că ai găsit-o la ce lucrează. Ți-am zis, vă spune la de beton, lasă 5 cm și vin lupitul pe deasupra, nu înțelegi. Ai luat la repăcat că tot și vorba, apă și ca să nu mă. Hai să facem treaba ca oamenii. O să aveți o surpriză foarte mare cu intersecția la drumul de la 2 lei. Intersecția cu drumul e 500. Surpriza mare este că drumurile naționale din zona noastră aparțin au punctul sau direcția este la Piatra Neamț. Undeva pe lângă stadionul Petre Cicat. Pe acolo. Nu l-am mutat la Bacău? Nu, la Piatra Neamț. Pe zona noastră. Vă întreabă, aveți aviz pentru construire și intersecții drum cu DN 583? Aveți aviz? Pentru ce? Pentru drumul ăsta. Că vă întâlniți cu europeană. Aveți pentru ce? La ce? Construirii, întâlnirii cu un drum, drumul comunal se întâlnește cu un drum național. Trebuie să aibă aviză de la drumurile naționale. Cum? Proiectul celălalt care s-a finalizat din 6,3 km a avut aviz pentru intersecția la Tălmăcel, la Rută 85, era singura intersecție cu drumurile naționale și am avut aviz de la ei. Dacă întrebați la drumurile naționale, știți și vă spunem. Ați venit la noi să ceriți avizul? Are drumul ăla? Este funcțional? Noi nu știu. De ce trebuie să ceară avizul? Să mergi la piatra? Dar o să ceară acum, dacă... Nu văd de asigia. Din cauza că e în curbă și aia nu dă nimănui nimic. Atunci... În 2004, când s-a finalizat drumul, s-a făcut fără aviz. Pic riscul... costului primar. Eu v-am zis, nu-i vina domnului primar, dar nu vă mai băgați în seamă. Nu o să obțină avizul de la drumul național respectiv. Îi zic și eu, care-i problema? Soluții sunt. Soluții sunt. Mai ce nu s-a rezolvat la zile, poate că proiectul numărul 5 și proiectul numărul 6 sunt pentru drumuri și se pot vota într-un același timp pentru nu ne deranjează că să obțin finanțări pentru aceste două proiecte. 5. Pentru proiectul 5 suntem de acord toată lumea, pentru proiectul 6 la fel. Pentru 6 este unanimitate. Votați pentru 6 ca să fiți. Proiectul numărul 7. Rectificarea bugetului de cheltuieli. Așa, în proiectul de rectificare venituri și cheltuieli, am acoperit toate sumele cu privire la excederea rețelei de canalizare pe care avem finanțare. Iar am mai făcut niște reglaje între capitole pentru acoperirea salariilor și am mai cumva acoperit niște cheltuieli din pe funcționarii, pentru că doar acolo avem voie să umblă la investiții nu este permis. Doar banii care am pus la canalizare sunt banii veniți pe cămin, adică de la investiții tot la investiții. Și am mai reglat în capitolul de funcționare și la salarii și la alte cheltuieli. Așa cum a fost. Acesta este proiectul, da? Putem face comentarii, de rigoare.
la poziția 6102200906, văd că apar minus 30.000. Pentru ce sunt luați acești bani de la ISU, de la mașina de pompieri, efectiv? Da, luat de acolo și a fost la indemnizație pentru nouă scoasă. Nu, noi trebuie să căutați în alte surse sau în alte locații bani, dar noi am avut niște discuții cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieri în luna martie 2023, prin care ați asigurat că refaceți reparația mașinii de pompieri plus celelalte promisiuni pe care dumneavoastră le-ați trecut la la facultativ. La capitolul acela avem bani de stație specială primiți la Consiliul de Țară, 39.000 de lei la pompieri și servicii, unde intenționez, chiar am fost la fanda și dumneavoastră, să achiziționăm o pompieră nouă, demarez un proiect acum transfrontalier cu Comuna Plățită din Zagarancea pentru achiziția unei pompiere noi, superdotată, limita pentru o OAT este de 500.000 de euro. Nu știu dacă avem nevoie de o pompieră de oraș, de aia mare, pentru că costă 260.000 de euro. Am cerut ceva mai micuț, fiabil, aproximativ, să zicem, până într-o 100.000 de euro, o pompieră nouă. Eu am mers tare pentru o achiziționare pe diferite linii de finanțare pentru achiziționarea unui noi. Deci, domnul primar, când, dacă ați terminat, nu ce ați spus când intervine? 39.000 de lei, rămași cu destinație specială, dar nu știu putem să ne atingem de decât în scopul acesta. Dacă am mai și spus, am mai și dat dispoziții să aducă domnul viceprimar, să aducă un specialist, să facă necesar ce trebuie și cât, care sunt costuri, din punctul meu de vedere, avem bani acolo, putem să achiziționăm, să o facem, când o facem și avion, să ne ajute și... Deci, domnul primar, toate discuțiile astea le facem amicale, având în vedere așezarea sumilor pe care o parte dintre ele merită să fie trecute, o parte dintre ele cu vedere, o parte dintre ele nu, suntem împotrivă. Trebuie să ne ajutați cu explicațiile de rigoare la acest proiect. Da, suntem de acord cu trecerea la asistență socială de cheltuieli de personal cu sumele care s-au constatat sau s-au găsit surplus la salarii, la toate capitolele 68, 67, cu sumele necesare, dar noi susținem să fie reparată mașina de pompieri. Dacă chiar dacă nu așa, și am susținut și cealaltă parte a sensibilității noastre, rezolvarea problemelor cu împrejumirea terenului de sport. Dacă nu aveți de gând să faceți acest lucru, veniți cu un proiect de hotărâri numai cu trecerea sumilor pe salariile de la 51, 51, 20, 51, 20, 01 la asistența socială 68, 10, 01, 01 și atât rămâne cu rectificarea pe anul ăsta. Eventual, dacă puteți să ne aduceți justificare prin facturi și contracte care le-ați făcut, privind iluminatul public cu plățile ce corespund celor 95.000 alocați în bugetul local pe anul 2023. Pentru că dumneavoastră ați spus din iluminatul public bani către mentenanță la întreținerea și funcționarea acestui contract de mentenanță pe care noi l-am contestat, l-am discutat la momentul respectiv. Nu știu cât de necesar era. Era necesar contractul, dar nu era necesar și plăți.
Pentru că nu putem plăti noi 400, 250, 600 de milioane de lei vechi pentru mentenanță. Nu avem bani de mentenanță. Așa e. Nu există. Discuția asta putem să o avem și cu salubrizarea. Trebuie să dăm câte 200 de milioane, cel puțin acum la salubrizare, pentru că nimeni nu îl interesează și nimeni nu întreabă oare de ce. Adică ar trebui să facem ceva și cu partea aceasta și să avem o leacă de grijă. Dacă nu plătim selectiv, de ce sunt la menajul? Ca să plătim de două ori. În fine, cu privire la mentenanță, trebuie să am făcut atâtea comentarii și am adus în discuție atâta. Nu poate o societate să funcționeze, numai să facă contracte. Vă dați seama că trebuie să... Dar nici nu poți să-i dai un miliard să schimbi treile. Dar nu am dat un miliard, nu, te-am aduc justificările. Ați dat anul trecut 200 de mii de lei la finalul anului, iar acum ați mai dat 400 de milioane de lei. Deci 600. Și urmează că ați mai dat 400 la anul, dacă noi aprobăm bani în buget pentru iluminat public, noastră direcționați către mentenanță. Nu scoate. Dacă a funcționat în tot acest timp, acesta a funcționat și n-am avut probleme, a funcționat. Și mentenanță, da, o mentenanță. Dacă faci un contract cu cineva și cu oricine, dacă îți faci o mentenanță, nu trebuie plătit, îți faci o mentenanță? Da, dar nu și-a spus. Poate să fie doamne mentenanța mai mult ca un șurubi. Domnilor, când s-au făcut și s-au semnat contractul, s-au făcut cu un deviz de lucrare acolo, nu? S-au făcut cu un deviz, dar aduceți, domnule, o altă societate, aduceți-vă societate, care nu este degeaba, să vă aduceți-vă o societate care vine și vă face mentenanță de degeaba, de gratis, nu de gratis. O societate când vine trebuie să-și plătească angajații, trebuie să plătească dările la stat, trebuie să plătească absolut tot. Deci, am avut proiect, domnul primar, cu primii de 400, următoarele 80 de lei, bați 80, în care n-am plătit nicio mentenanță, domnul primar. Au fost din bugetul local. Mentenanța acum ne-a impus ANRSC-ul, pentru că și acolo trebuie să plătim la ANRSC. Tot ANRSC-ul la fel. Este tot asta unul. Și ANRSC-ul... În contractul de mentenanță, numai la intervenții când s-o ars becul, lamba și trebuie să vină. Nu amestecăm. Deci domnul a iluminat artizanal și alte chestiuni, nu le amestecăm. Nu le amestecăm. Când s-au pus becuri acolo, nu e bine că am pus becuri și am făcut extinția foarte mic la intersecție. Este foarte mic. Dar am spus că nu amestecăm mentenanța de la proiectul cu AFM-ul, nu amestecăm cu ce avem noi nevoie în comun. Atunci se întâmplă în altă societate. Dați-o dumneavoastră altă societate. Fac gratis. Da, să vină să fac gratuit. Dar nu înțeleg că ați spus. Domnule, da, e normal ca mentenanța să depășească consumul de curent. Nu găsiți alte motive decât da. Se trage bordoadă, nu mai întâlnă. Nu-i normal. Nu-i normal. Domnul primar, nu-i normal. Dar dumneavoastră, de ce ați încheiat programul la dumneavoastră? Nu fost obligat ca să primim finanțare pentru proiectul de iluminat. Era necesar în încheierea contractului la AFM pentru cele 336 de lei un contract de mentenanță. Dar nu neapărat ca în caz de s-o ars un bec, o lampă, să fie înlocuit. Dar nu să ne facem noi treaba, ornamente artificiale, punem două becuri pe o instalație pe care am plătit un contract. Am avut în bugetul local, îmi pare rău că n-am bugetul local aici, 1 miliard de lei pentru extindere rețea electrică. Păi nu furs mentenanța de la cei de acolo cu miliardul lor care a stabilit în contract cu pusul pe lămpi care le-ați extinderea. Domnule, montați-le dumneavoastră, de vine acum sărbători, montați-le, uite, se te-ați voi aici, care tot m-a criticat. Veniți și montați-le dumneavoastră, instalați-le de sus. Dar eu am montat, domnul primar. Dar le-ați montat. Deci eu am montat. Și apoi să plătesc.
mult măcar eu știu că sunt este autorizat acela cât trebuie să plătim, plătim, plătim. Nu mai punem. Anul acesta nu mai punem, domnul Ardelos, nu mai punem iluminat. Domnule, dar e prea să mai nebușim. Abține? 6. Adică să înțeleg că dumneavoastră n-ați votat banii care avem pentru de la pompieri să-i dăm la nou născuți. Am înțeles. Din curtea de 2025, deci nu avem nicio problemă, nu suntem de acord. Să pun la vot, cine este pentru? Cu ce bani facem dacă nu facem rectificări? Dacă rectificări în și noi am spus în martie că aprobăm bugetul cu condiția, suntem civilizați. Hai să facem un cap la stână și nu mai mergem să fie dezvoltare. Da. Da. Și asta este dezvoltare. Da. Da. La divers, avem o cerință. Îl încurcă pe tot așa. Hai să vorbim mâna. Dacă e insertat, să puteți să votează. Geaba, puteți să votează și nu, faceți împrejmuirea, echipați utilajele și aveți votat bugetul. Avem avem teren de sport care joacă copiii. Fotbal avem. Ce să mă prejmuiesc? A fost teren, l-ați găsit teren de sport. Nu desfințați dumneavoastră terenul de sport, pentru că așa este prevăzut monitorul oficial. Da? Este monitorul oficial? Este monitorul oficial? Da. Cu fostul ce vrei? Nu este monitorul. Cine este monitorul? În monitor oficial, în inventar, este trecut teren sport. Cum ai teren sport. Teren sport nou, din bază sportivă, și teren vechi ce este acolo. Dar diverse, da. Avem o situație de la ajutor social, de la Sfântul Marinca, Cristina, care a venit, fratele meu, a venit și a cerut un ajutor din comunitate. Bugetul. Da. Dacă v-am aflat cunoștință, dacă se aprobă... Da, aprobăm. Sunt... problemele comunităților noastre și este necesar că nu este singurul care o beneficia. Așa, și următoarea, următoarea speță este faptul că a fost un incident cu domnul Capacu Steșa și domnul Costache Lucian, o vine la propriu de la ITM, în
care am primit avertismente toți cei care suntem în funcții și v-am adus la cunoștință faptul că sunt niște măsuri date, mai în special domnului viceprimar care are dispoziție de ei. Care ferge la fond. Da, să... Na, o să-i înaintez și o să vin prezent dacă doriți, dar cum oricum, domnul primar, așa ca o completare la ceea ce spuneți. Trebuie să prezint. Cine a făcut sesizare la ITM? Subsemnatul. Ei, suportați consecințele. Dar doar ce faci? Nu mă gândești. Este vorba de faptul că acest accidentat, acest domn care a fost accidentat, trebuia supravegheat, trebuia științat. Nu era în timpul serviciului. Nu aveți ce căuta acolo. Păi tocmai, nu aveți. Ce și zice la acest lucru? Eu nu fac față cu trebuie americană să-l bate în curtea lui. Bate cetățenii. Da, iau. Bate cetățenii.